Președintele Klaus Iohannis și guvernul au închis haotic școlile și vor să le redeschidă într-un timp scurt. Deși nimic nu este pregătit, copiii vor începe oficial școala din 8 februarie. În Drobeta Turnu Severin lucrurile stau altfel, deoarece ne încadrăm în scenariul galben. Președintele Klaus Iohannis s-a gândit să redeschidă școlile și la noi în țară după un an de zile. În Drobeta Turnu Severin suntem în scenariul galben. În localitățile în care sunt puține cazuri de COVID, toți copiii merg fizic la școală, la grădiniță, chiar și ciclul primar, gimnazial și liceul. Această decizie a fost luată în unanimitate de cei prezenți marți la întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că elevii care au vulnerabilități medicale vor trebui să continue predarea și învățarea online. Bine că a început școala, foarte bine. E foarte bine așa. Credeți că autoritățile guvernamentale sunt pregătite pentru a deschide școlile? Mamă, pregătiți, nepregătiți. Pandemia au fost de când e lumea și pământul. Știți cum e, se face o epurare. Cine trăiește, trăiește, cine moare, moare. Până la urmă e normal să fie așa, că n-ați văzut și la animale, aviara și porcina. Așa. Astea sunt lucruri inevitabile pe pământ, așa că mie mi se pare corect să... Bine, să ne prevenim, să purtăm mască, să facem ceea ce trebuie. Eu am lucrat în spital 42 de ani, așa că nu știu dacă e cineva de vină sau nu știu ce, accidente se întâmplă, asta e situația, sunt lucruri vechi care aceia politicienii se devină că nu le-au reparat. Da, la mine e mult mai ok fizic, mai ales că eu am un pic și cu problemuțe și acum online-ul mai rău a... Nu a mers online-ul. În ultima perioadă nici nu prea mai a vrut să stea măcar. Deci este un lucru bun faptul că încep școlile de pe 8 februarie. Da, dar sperăm să nu se închidă la loc. Aia e problema. Credeți că autoritățile guvernamentale sunt pregătite? Nu știu ce să vă zic, că nici nu prea mai am încredere. În Drobeta Turnu Severin, rata de infectare este de 1,38 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că vor merge la școală elevii din clasele primare, preșcolare și cei din clasele terminale a 8-a și a 12-a. Ei, să învețe, să ne ajungem o țară de analfabeți, să vin să meargă la școală. Credeți că autoritățile guvernamentale sunt pregătite pentru începerea școlilor? Nu, sunt pregătite, da. Trebuie început. Totuși contează. Contează, nu. N-au fost pregătiți niciodată, dar trebuie pregătiți acum. Păi ar fi bine că copiii stau acasă, nu învață ca la școală. Și considerați că autoritățile guvernamentale sunt pregătite pentru începerea școlilor, ținând cont că au anunțat începerea lor cu o săptămână înainte? Să vă spun părerea mea personală, nu avem un guvern care să ne conducă ca lumea. Asta e toată. Nu se interesează de nimic. Asta e părerea mea. Ce să vă mai spun? Nu îmi place absolut deloc ce se întâmplă în conducerea țării. Localnicii municipiului Drobeta Turnu Severin sunt nemulțumiți de actuala guvernare și de modul în care aceștia gestionează situația. Faptul că au anunțat începerea școlilor doar cu o săptămână înainte i-a nemulțumit pe mulți dintre locuitori și consideră că nu sunt pregătiți în totalitate pentru păstrarea sănătoasă a micilor elevi.